Happy Sabbath, everyone. Un sabat fericit tuturor. Happy Sabbath, everyone. Sabat fericit. Okay, thank you. Mulțumesc. Before we get started, we're going to have a special music. Vom avea o piesă specială. And then we're going to get into our message, and then I have a few things announced to you later. Și apoi vom intra în mesajul nostru și câteva anunțuri la sfârșit. At this time, we're going to have our special music. În acest moment vom auzi o melodie deosebită. Până în acea zi, my eyes behold the city. Ochii mei vor vedea cetatea. What a day that will be. Ce zi va fi într-adevăr aceea? When God calls us home. Când Dumnezeu ne cheamă pe noi acasă. When he comes in the clouds of heaven with power and great glory. El vine pe norii cerului cu putere, cinste și slavă. What a day it will be. Ce zi va fi aceea? To be caught up to meet the Lord in the air. Ca să-L întâlnim pe Domnul în văzduh. I don't know about you, but I'm looking forward to that day. Nu știu despre dumneavoastră, dar eu abia aștept acea zi. When Jesus comes. Când Domnul Iisus va veni.
And we're getting closer to that day. Și ne apropiem de ziua aceea. As we watch the signs of the times about us. În timp ce noi vedem semnele timpului pretutindeni în jurul nostru. I want to this morning. Aș vrea în această dimineață. Our subject is 8 blessings for the end time. Subiectul nostru este intitulat 8 binecuvântări pentru timpul sfârșitului. Blessings for the end time. 8 binecuvântări pentru timpul sfârșitului. I want to say to you that the great test for Seventh-day Adventists is on the way. Aș vrea să vă spun că cel mai mare test, marele test pentru adventiștii de ziua șaptea este foarte aproape. Now, if you were not here on last Sabbath, dacă nu ați fost aici împreună cu mine sabatul trecut, we talked about the issue of the Sunday law. Noi am vorbit despre problema legiilor duminicale and the European Sunday Alliance that formed on a week and a half ago. Și alianța puterilor europene care s-au unit împreună pentru o duminică liberă în Uniunea Europeană. They formed for the sole purpose of having a work-free Sunday or the protection of Sunday as a day of rest. S-au unit împreună pentru a avea o zi liberă pentru odihnă și anume au cerut ziua duminicii pentru a se odihni. That was on June 20th, 2011. Aceasta a fost pe data de 20 iunie 2011. Beloved, iubiții mei, the great test, marele test, the great event, marele eveniment, so long doubted, acel eveniment care a fost pus la îndoială, is about to come. Este foarte aproape să vină. And I want to encourage you, și aș vrea să vă încurajez, that if you need, this message needs to get out. Aș vrea să vă spun că acest mesaj trebuie să meargă mai departe. And this message needs to be printed in different languages. Mesajul acesta trebuie printat și tipărit în limbi diferite. And I want to encourage you that if you don't have this particular magazine, you dacă ought to get one. Dacă nu aveți revista aceasta, trebuie să o aveți. The coming new world order. Noua ordine mondială care se apropie. And here's going to talk about the holy alliance that was made between the United States and the Vatican in 1981. Aici se vorbește despre alianța sfântă care a fost făcută între papalitate și Statele Unite ale Americii în 1981. With Ronald Reagan and John Paul II. Între Ronald Reagan și Papa Ioan Paul al II-lea. And also that this was a fulfillment of Daniel chapter 11. Și acest eveniment a fost o împlinire a profeției Daniel 11 cu versetul 40. The King in the North. Împăratul de la miază noapte. The Papacy. Papalitatea. The King in the North. King of the South, împăratul de la miază zi, atheistic France, later the Soviet Union. Franța ateistă, mai târziu Uniunea Sovietică. You need to take time, trebuie să vă luați timp and read this magazine. Și să citiți revista aceasta. We were in Europe. Noi eram în Europa, in Holland, în Olanda. We went door to door with this magazine. Am mers din casă în casă cu această revistă. And we met people that were interested in și am întâlnit oameni care au fost interesați de informația pe care o găsesc în această revistă. One person was asking questions about the Sabbath. O persoană a început să pună întrebări despre sabat. We used this magazine. Noi am folosit această revistă. And it told them about the Ten Commandments. We showed them about the Ten Commandments and God's Sabbath. Și am vorbit despre cele 10 porunci și despre sabatul lui Dumnezeu. This is a beautiful magazine. Este printed o revistă minunată pe care trebuie să o aveți și aici în România. And if you like to see, you just see Elder de Groot in the back, Jan de Groot. Puteți să vă întâlniți cu fratele Jan de Groot în spate. Mai multe să vă spună despre acest proiect. Recently, recent, when I was in America, când eram în America, on September 27, 2010, în septembrie 20, 2010, we had a letter come to us, am primit o scrisoare saying care spunea that the Pope, the letter of the Pope for the World Meeting of Families in 2012. Este o scrisoare trimisă de Papa pentru libertatea familiilor și protejarea familiilor pentru anul 2012. And the world meaning for families is that they would, the Pope pushes Sunday as a family day. Iar această zi mondială pentru familie, Papa Benedict al XVI-lea împinge o zi, ziua duminicii pentru odihna în familie. And the goal is to have Sunday fully embedded within the EU and if necessary the United States by 2012. Scopul este să împingă aceste legi duminicale în Uniunea Europeană și în Statele Unite ale Americii până la sfârșitul anului 2012. The test is coming. Testul se apropie. The great test in Adventism. Marele test al adventismului. Sunday observance is the great test for us. Ziua duminicii este marele test pentru noi. We're tested on this point. Noi vom fi testați cu privire la punctul acesta. And our only safety is having is being in Jesus. Și singura noastră speranță este să fim găsiți în Hristos. Let me read to you something. Vreau să vă citesc ceva.
Going on, it said another letter came to me. O altă scrisoare a ajuns la mine. This was in 2009. Aceasta a fost în anul 2009. Pope urges forming new world economic order for common good. Papa împinge pentru o nouă ordine mondială economică pentru binele comun al oamenilor. Now, the Bible shows that when the mark of the beast is instituted, Biblia ne spune atunci când semnul fiarei va fi impus, you won't be able to buy or sell save if you have the mark, the image or the number of his name. Nu vei putea fi în stare să cumperi sau să vinzi fără să ai numărul, numele sau semnul fiarei. For years, Seventh-day Adventists, pentru ani adventiștii de ziua șaptea, preached about the time when you can't buy or sell. Ei au predicat despre timpul când nu vom mai putea cumpăra sau vinde. But we did not know how the whole world's buying and selling could be controlled. Dar nu am știut niciodată cum această problemă a vânzării și a cumpărării poate fi controlată. Until 3 years ago. Până acum 3 ani în urmă. In 2008. În anul 2008. When America faced an economic crisis, când America a avut această criză financiară, a crisis in the banking system, o criză în sistemul bancar, that crossed the Atlantic, care a trecut Atlanticul, all across Europe, în Europa apoi, and other countries, și alte țări. For the first time, pentru prima dată, we saw, noi am văzut, that the institution of fractional reserve banking, că această instituție a rezervelor bancare, the banking system, aceste sisteme bancare, are all on the same network, sunt toate în aceeași legătură, and all the countries, toate țările, are being controlled, sunt controlate, through the banking system, prin aceste sisteme bancare. The economic shift that we are watching taking place, această zguduire economică pe care noi o vedem astăzi, is to be able to control all your movements and your buying and selling worldwide. Să controleze în cele din urmă toate tranzacțiile de cumpărare și vânzare la nivelul întregii lumi. We finally understand. Noi vom ajunge să înțelegem how they will control buying and selling worldwide. Cum se va controla cumpăratul și vândutul în întreaga lume. Now, acum, I want to read to you from selected messages for a moment. Vreau să vă citesc din mesaje selectate. Volume 3, volumul 3, page 392. Pagina 392. Remember, the Pope pushed for a new world economic order. Aduceți-vă aminte, Papa împinge pentru o nouă ordine economică mondială. And with that, he's also pushing for Sunday to be the rest day for the family. Și împreună împinge ziua duminicii pentru a deveni o zi liberă de odihnă pentru familie. And he's talking with the political leaders and heads of state. El vorbește cu lideri politici și cu cap de stat. And remember, the Vatican is a religio-political power. Duceți-vă aminte, Vaticanul este o putere religioasă politică în același timp. When he speaks to his political leaders, he's head of his state. Iar când vorbește liderilor politici, este un cap de stat. When he speaks to the religious leaders, he's in his ecclesiastical element. Când vorbește liderilor religioși, ea are putere eclesiastică. And remember what Mrs. White said. Aduceți-vă aminte ce spunea sora White. One universal confederacy. Va fi o uniune mondială, o confederație mondială. Now she's quoting Revelation 17:13-14. Ea citează din Apocalipsa 17, versetul 12 și 13. And if you have your Bible, turn with me there for a moment. Dacă avem Biblia acolo, dorim să deschidem. Revelation 17:13-14. Apocalipsa capitolul 17, 13 și 14. It says these have one mind. Toți au același gând. And shall give their power and strength unto the beast. Și dau fiarei puterea și stăpânirea lor. These shall make war with the lamb. Ei se vor război cu mielul. And the lamb shall overcome them. Dar mielul îi va birui. For he is Lord of lords and King of kings. Domnul domnilor și împăratul împăraților. And they that are with him. Și cei chemați. Are called chosen. Aleși and faithful. Și credincioși. Going on, she says, ea apoi spune mai departe, sora White, these have one mind. Aceștia au o singură minte. There will be, va fi la sfârșit, a universal bond of union. O uniune universală, o confederație. One great harmony. O armonie. A confederacy of Satan's forces. O confederație a forțelor satanei. And shall give their power. Și își vor da puterea lor. And strength. Puterea și stăpânirea to the beast. Lor. Fiarei. Thus is manifest the same arbitrary oppressive power. Și vor da pe față acea putere ofensivă. Against religious liberty. Opresivă împotriva libertății religioase. Freedom to worship. Libertatea în închinare. Freedom to worship God according to the dictates of conscience. Libertatea de închinare strâns legătură cu libertatea conștiinței. As was manifest by the papacy. Așa cum a fost manifestată de papalitate. When in the past it persecuted those când în trecută i-a persecutat pe aceia who dared to refuse care
aveau de gând și îndrăzneau to conform with his religious rites and ceremonies. Să refuze și să se alinieze la ceremoniile și drepturile ei. Now, the most important point. Cel mai important punct este acesta. In the warfare to be waged in the last days, în lucrurile care se vor perinda în ultimele zile și în afaceri, there will be united, vor fi uniți. In opposition to God's people. Vor fi uniți în opoziție împotriva copiilor lui Dumnezeu. All the corrupt powers that have apostatized from the allegiance to the law of Jehovah. Toate puterile care au apostaziat și care vor merge împotriva legii lui Jehova. In this warfare, în această ultimă luptă, the Sabbath of the fourth commandment, sabatul poruncii a patra, will be the great point at issue. Va fi marele punct de discuție. For the Sabbath, for in the Sabbath commandment, căci în porunca cu privire la sabat, the great lawgiver identifies himself as creator of heaven and earth. Marele legiuitor este declarat ca fiind creatorul cerului și al pământului. Now I want to take you to a recent article. Aș vrea să vă conduc acum la un articol recent pe care l-am primit. That was sent to me yesterday. Care mi-a fost trimis ieri. I want you to see this with me. Aș vrea să privim lucrul acesta împreună. I want to read it to you. Aș vrea să vi-l citesc. You don't believe Sunday's coming. Poate nu credeți că duminica se apropie. Listen to this. Priviți. Get this. Right. Netanyahu, the considered shortening Israel's work week, consideră scurtarea săptămânii de muncă în Israel to 4 days. La 4 zile. By the way, apropo, this was given on the latest update on this was the 3rd. 3. This one came to us yesterday, the 5th and the 7th, 2011. Între data de 13 a 5 a 2011. Prime Minister Benjamin Netanyahu. Primul ministru Benjamin Netanyahu said yesterday he a spus ieri that he was prepared că este pregătit to consider shortening Israel's work week să ia în considerare scurtarea săptămânii de lucru în Israel to 4 days la 4 zile and lengthening the weekend. Și înlesnind weekendul. Now, I don't have time to read the whole article. Nu am timp să trec prin tot acest articol. So I'm gonna get to the point on this one. Dar aș vrea să merg în punctul cel mai important. According to this plan, conform acestui plan, right here, according to this plan, conform acestui plan, Saturday, sâmbăta, and Sunday, și duminica, would be holidays. Vor fi zile libere, zile sfinte. And Friday would be a work day until noon. Și vinerea va fi zi de lucru până la prânz. Going on, though, aș vrea să mergem mai departe. Take the next point, right quick. Următorul punct. Listen carefully. Ascultați cu atenție. Government to consider adding Sunday. Guvernul ia în considerare adăugarea duminicii as a day of rest. Ca o zi de odihnă. PM, Prime Minister, appoints head of National Economic Council. Prim-ministrul a pus în capul Consiliului Economic Național as chairman of the committee, ca conducător al comitetului to look into making Sunday a day of rest, să lucreze pentru a face din duminică o zi de odihnă and Friday a iar half day. Vinerea jumătate de zi să se lucreze. Prime Minister Netanyahu, primul ministru Benjamin Netanyahu, on Monday tasked the head of his National Economic Council, luni a îndreptat capul Consiliului Economic Național, Professor Eugene Kendall, profesor Eugene Kendall, with examining the possibility of making Sunday, examineze posibilitatea de a face duminica, listen carefully, making Sunday, să facă duminica an additional day of rest, o zi adițională de odihnă, instead of a regular work day, în loc să fie o zi obișnuită de lucru. According to the proposal, conform acestei propuneri, Saturday and Sunday, sâmbăta și duminica, will be official days of rest. Vor fi zile oficiale de odihnă. Friday will become a half day. Iar vinerea se va munci doar jumătate de zi. This is the nation of Israel. Aceasta este națiunea Israelului. Considering now, care se gândesc acum to make Sunday, să facă din ziua duminicii
an additional day of rest. O zi în plus de odihnă. It's coming. Frații mei, se apropie. It's here, folks. Este aici, prietenii mei. Now, go to your Bibles with me. Turn me your Bibles. Acum aș vrea să ne întoarcem din nou la Biblie. What is your safety for this coming storm? Care este siguranța noastră? What is your safety for the coming storm? Care este siguranța noastră pentru criza care vine? The coming storm. Care este siguranța noastră în fața acestei furtuni? In Matthew chapter 5. Turn with me there. Această siguranță noastră este în Matei capitolul 5. Now don't go to sleep on me now. Nu vreau ca să adormim acum, frații. If you feel tired, stand up and stretch. Dacă vă simțiți obosiți, ridicați-vă în picioare și întindeți-vă puțin. Anybody feel tired right now? Se simte cineva obosit deja? Acum, feel a little sleepy? Dacă ați adormit un pic, just stand up a little bit. It's okay for me to stretch a little bit. Și să vă întindeți un pic. Because I need your mind. Am nevoie de mintea dumneavoastră. The Holy Ghost wants your mind. Duhul Sfânt are nevoie de mintea dumneavoastră. Want you to be wide awake. Vreau ca să fim treji. You got a storm coming. Avem o furtună care se apropie. Danger is approaching. Pericol se apropie. And you need a shelter for the coming storm. Avem nevoie de un adăpost pentru furtuna ce este în fața noastră. Matei capitolul 5. We read about the 8 blessings for the end time. Matei capitolul 5 vom citi 8 binecuvântări pentru timpul sfârșitului. Because your only shelter for the coming storm. Singurul nostru adăpost pentru furtuna care vine. Is to have the character of Christ developed. Este să avem caracterul lui Dumnezeu dezvoltat în viața noastră. That is your ark. Aceasta este corabia noastră. Matthew, are you there? Matthew chapter 5. Suntem acolo în Matei capitolul 5? I wait for you. Vă aștept. Okay, you're there. Okay, good. Suntem acolo, am înțeles. In Matthew chapter 5. Matei capitolul 5. Bible says in verse 1. Biblia ne spune de la versetul 1. And seeing the multitudes. Când a văzut Iisus noroadele. He went up into the mountain. S-a suit pe munte. And when he was set. Și după ce a șezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el. Apoi a început să vorbească și să învețe astfel. Blessed are the poor. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Blessed are they that mourn. Ferice de cei ce plâng, for they shall be comforted. Căci ei vor fi mângâiați. Blessed are the meek. Ferice de cei blânzi, for theirs. For they shall inherit the earth. Căci ei vor moșteni pământul. Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire. For they shall be filled. Căci ei vor fi săturați. Blessed are the merciful. Ferice de cei milostivi. For they shall obtain mercy. Căci ei vor avea parte de milă. Blessed are the pure in heart. Ferice de cei cu inima curată. For they căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor va fi împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni and say all manner of evil against you falsely. Și vor spune tot felul de lucruri rele. Rejoice! Și neadevărate împotriva voastră. And be exceedingly glad. Bucurați-vă și veseliți-vă. For great pentru că răsplata voastră este mare. For so persecuted they the prophets before you. În ceruri căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost mai înainte de voi. Now as we talk about the beatitudes this morning. Acum când noi vom vorbi despre fericiri în această dimineață. With you one thing. Aș vrea să vă sugerez un lucru. As you look at the beatitudes. În timp ce noi privim la aceste fericiri. Each of the beatitudes. Fiecare dintre fericiri. Will cover steps in the sanctuary. Vor fi niște pași pe care noi îi vom purta în sanctuar. The sanctuary service, serviciile sanctuarului, and the beatitudes, și fericirile lui Dumnezeu, go together, sunt împreună. Did you hear what I said? Ați auzit ce am spus? The sanctuary service, serviciile sanctuarului, and the beatitudes, și aceste fericiri, go together, merg împreună. In the sanctuary service, serviciile sanctuarului, you have a brazen altar. Avem acolo un altar de aramă. I'm gonna call this a brazen altar. Am să numesc lucrul acesta altarul de aramă. Then you have the laver. Apoi avem ligheanul. Okay. Then you have a curtain. Apoi avem o perdea. Then you have holy place. Apoi avem sfânta. Candlesticks. Apoi avem acolo sfeșnicul. You have the golden altar. You have also you have table of showbread. Avem acolo pâine, masa cu pâinele. Just want you to say something with me.
Vreau ca să vedem ceva împreună. Just bear with me now. Așteptați-mă puțin. If my drawings are not that good, don't worry about them. Dacă desenul meu nu arată ca un artist, nu vă îngrijorați. Table of showbread. Masa cu pâinile pentru pus înainte. Okay. Showbread. Candlesticks. Sfeșnicul cu 7 brațe. Then. Apoi avem. You have the golden altar. Apoi avem altarul de aur al tămăierii. Smoking incense. Tămâia care se ridică. All right. Then you have. Și apoi avem. Cherubim angels. Apoi avem îngeri. And in that Ark of Covenant. Și apoi în chivotul legământului. In the Ark of Covenant. În chivotul legământului avem. You have the mercy seat here. Avem tronul milei acolo. And you have the law of God. Și avem înăuntru legea lui Dumnezeu. You had Aaron's rod that budded. Avem toiagul lui Aaron care a înflorit. You had a pot of manna. Și avem ulciorul cu mană. This is most holy place. Aceasta o numim noi Sfânta Sfintelor. Most holy place. Sfânta Sfintelor. This is holy place. Ce este Sfânta? And this is outer. Și apoi urmează curtea court. De afară. All right. As we go through the beatitudes, acum când vom merge împreună prin aceste fericiri, you're going to see. Veți vedea. And you have to forgive my drawings, they're not the best. Iertați-mă, vă rog, desenele mele nu sunt cele mai rău. You're going to see, as we go through the Beatitudes, veți vedea acum când mergem în aceste fericiri, how each of the Beatitudes, cum toate dintre aceste fericiri, is directly connected with this service. Sunt strâns legate cu mesajul sanctuarului. Okay? Da? Are you with me? Sunteți împreună cu mine? Are you ready? Sunteți gata? Let's go. Haideți să mergem. The first beatitude. Prima fericire. Now the beatitudes, if I look at the theme of the beatitudes is righteousness. Tema fericirilor este una singură, neprihănirea. The theme of the beatitudes is tema righteousness. Tema fericirilor este neprihănirea. The beatitudes starts off with the kingdom of God. Aceste fericiri încep cu împărăția lui Dumnezeu. And the beatitudes end with the kingdom of God. Și fericirile se încheie cu mesajul împărăției lui Dumnezeu. You don't believe me? Look at Matthew 5:3 with me. Uitați-vă cu mine în Matei 5 cu versetul 3. Matthew 5:3 it says, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven." Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Verse 10 now. Acum versetul 10. "Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven." Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Now notice very carefully. Priviți cu atenție. Begins with the kingdom of heaven. Începe cu împărăția cerurilor, mesajul se încheie cu împărăția cerurilor. The beatitudes start off with the kingdom of grace. Fericirile încep cu împărăția harului. And they will end in kingdom of glory. Și se vor încheia cu împărăția slavei. But for time's sake. Dar de dragul timpului. And for translation. Și pentru traducere. I'm going to go directly to the beatitudes. Am să merg direct în cadrul fericirilor. And so follow me now. Acum vreau să mă urmați cu atenție. The Bible said, "Blessed are the poor in spirit." Biblia ne spune, ferice de cei săraci în duh. For theirs is the kingdom of heaven. Căci a lor este împărăția cerurilor. Who are the poor in spirit? Întrebare, cine sunt cei care sunt săraci în duh? The word poor in spirit means blessed are those who are helpless. Cuvântul acesta, cei care sunt săraci în duh, Biblia ne spune ferice de aceia care se simt neajutorați sau fără ajutor. Who realize their sinfulness. Aceia care înțeleg starea lor de păcat. Turn me in your Bibles to Isaiah 66:1-2. Deschideți cu mine în Isaia 66:1-2. What does the Bible say about the poor in spirit? Vrem să vedem ce spune Biblia despre cei care sunt săraci în duh. Isaiah 66:1-2. În Isaia 66 versetul 1 și versetul 2. The Bible says. Biblia ne spune așa. Thus saith the Lord. Așa vorbește Domnul. The heaven is my throne. Cerul este scaunul meu de domnie. And the earth is my footstool. Și pământul este așternutul picioarelor mele. Where is the house that ye build unto me? Ce casă ați putea voi să-mi zidiți? And where is the place of my rest? Și ce loc mi-ați putea voi dacă locuiți? For all those things. Toate aceste lucruri. My hand has made. Doar mâna mea le-a făcut. And all those things have been, saith the Lord. Și toate și-au dat astfel ființa, zice Domnul. But to this man will I look. Iată spre cine îmi voi îndrepta privirile. Even to him. Spre cel ce suferă. That is poor.
and of a contrite spirit, și are duhul mâhnit, and trembleth at my word, spre cel ce se teme de cuvântul meu, the poor in spirit, cel care este sărac în duh, are those who tremble at the word of God. Sunt aceia care se tem, care tremură la cuvântul lui Dumnezeu. They recognize their spiritual poverty. Ei își recunosc sărăcia lor spirituală. They realize that there's nothing that they can do that merit themselves in the presence of God. Ei înțeleg că nu pot face nimic ca să meargă singuri înaintea lui Dumnezeu. The poor in spirit, cei care sunt săraci în duh, recognize his sinful condition. Ei își recunosc starea lor de păcat. And so in the sanctuary service, în mesajul sanctuarului, when one was poor in spirit, un om se simțea sărac în duh, he brought an ewe lamb, el aducea un miel, without spot and without un miel blemish, fără pată, fără zbârcitură, and he brought it to the gate, și el aducea la poartă, and at the gate of the sanctuary, și acolo la poarta sanctuarului, it said, come, the curtain was red, era o perdea, and the red spoke to the sinner. Și culoarea roșie din perdea vorbea păcătosului. God sometimes speaks through colors. Câteodată Dumnezeu vorbește și prin culori. And the red said, come now. Și culoarea roșie spunea, veniți totuși. Let us reason together. Veniți totuși să ne judecăm. Though your sins be as scarlet, de vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, they shall be whiter than snow, se vor face mai albe decât zăpada, and though they be red like crimson, de vor fi păcatele voastre roșii they ca shall purpura, be as wool, se vor face ca lână. Bible shows, Biblia ne spune, that when the sinner came to the curtain, atunci când păcătosul venea înaintea perdelei, God was reasoning with you. Dumnezeu vrea să discute, să se judece cu el. Just like when you come into the church, așa cum atunci când venim la biserică, when you came this morning, când ați venit în această dimineață, the Spirit of the living God was reasoning with you. Duhul lui Dumnezeu se judeca cu noi. Come now. Veniți acum. Let us reason together. Haideți să discutăm. Though your sins be as scarlet, de vor fi păcatele voastre ca purpura, they can be whiter than snow, vor fi mai albe decât zăpada. You can get rid of your guilt today, puteți scăpa de vina dumneavoastră astăzi. You can get rid of your backsliding today, putem să scăpăm de decăderea noastră astăzi. You can get rid of worldliness today, putem să scăpăm de spiritul nostru lumesc astăzi. Reason with me, veniți să ne judecăm, spune Domnul, and let me take your sins, și vreau să vă îndepărtez păcatele, and give you for my sins my righteousness, și vreau să vă dau în locul păcatelor neprihănirea mea. Let us reason together. Veniți totuși să ne judecăm. And so the sinner walks into the outer court. Și apoi păcătosul intra acolo în curte. Sees the priest standing there. Și vede pe preot stând acolo. The priest hands him a knife. Preotul îi înmânează un cuțit. And the sinner, și păcătosul, realizes he's poor, înțelege că este sărac, and in need, și are o nevoie, and wants forgiveness for și are his nevoie sins, de iertare pentru păcatele sale, and love the idea that his sin now must take the life of that animal. Și acum, pentru că era un păcătos, trebuie să ia viața acelui animal. He takes the knife, el ia cuțitul, and cuts that lamb's throat, și junghe gâtul mielului, and the priest takes a cup, și preotul ia un vas, and catches the blood, și strânge sângele, to transfer it into the sanctuary itself, ca să-l ducă în sanctuar mai departe. Meanwhile, apropo, între timp, the sinner, păcătosul, has sacrificed the lamb, el a sacrificat mielul. The priest takes the body of that lamb, preotul ia trupul acelui miel, and puts it on the brazen altar, și îl pune pe altarul de aramă. But when the priest put him on there, și atunci când preotul îl pune acolo, he separates the lamb, separă mielul, he separates the shoulders, separă umerii, he cuts the fat off the lamb, taie grăsimea de la miel. You see, at the brazen altar, vedeți acolo la altarul de aramă. By faith the sinner gets forgiveness. Prin credință păcătosul primea iertare. And by faith he receives a new heart. Și prin credință păcătosul primea o inimă. Because nouă. The lamb is referring to Christ. Pentru că mielul acela era în referire la Hristos. Jesus is the lamb. Domnul Hristos este mielul. That is being slain. Mielul care a fost junghiat. Sinner has crucified his savior. Păcătosul care a crucificat pe Mântuitorul. But in order to receive justification, înainte ca să primim îndreptățirea, sinner must be willing to put away his sin. Păcătosul trebuie să fie în stare și să dorească să îndepărteze păcatul său. And the putting away of the sin, această îndepărtare a păcatului, is recognized by the priest cutting away the fat from the lamb. Este îndepărtat prin mesajul acelui când preotul îndepărta grăsimea de carnea mielului. No sacrifice could be accepted. Niciun sacrificiu nu putea fi acceptat. While fat was still on the lamb, în timp ce grăsimea era acolo pe miel și nu era îndepărtată. And Paul says to you and I today, și Pavel ne spune nouă astăzi. In Romans 12:1, Roman 12 cu versetul 1, I beseech you therefore, brethren, fraților, vă chem,
by the mercies of the living God. Prin mila Dumnezeului celui viu. That you make your bodies a living sacrifice. Să aduceți trupul vostru o jertfă vie. Holy and acceptable unto God. Și acceptabilă înaintea lui Dumnezeu. Which is your reasonable service. Va fi pentru Domnul o slujbă duhovnicească. But being a living sacrifice, young people. Dar a fi un sacrificiu viu, tineri. Being a living sacrifice, teenagers. A fi o jertfă vie, adolescenți. Being a living sacrifice, you older in year adults. A fi o jertfă vie pentru noi cei care suntem mai în vârstă, adulți. It means to lay your all on the altar. Înseamnă să te pui cu totul pe altar. It means to allow the high priest. Înseamnă să îngădui marelui preot. The Lord Jesus Christ. Domnul Iisus Hristos. Through the convicting power of His Holy Spirit. Prin puterea convingătoare a Duhului Sfânt. Take the knife of His Word. Să ia cuțitul cuvântului Său. And begin to cut the fat away from you. Și să taie grăsimea la o parte. So you can learn victory over. Să accepți mesajul victoriei asupra păcatului. This is what it's talking about. Despre aceasta vorbește Biblia. But the only way you can do that. Dar singurul mod prin care poți avea această experiență. You must be poor. Trebuie să te simți sărac. You must see your need. Trebuie să simți nevoia ta. Of a savior. Trebuie să simți nevoia unui mântuitor. Are you poor this morning? Ne simțim săraci în această dimineață? I didn't say were you broke. Nu am spus suntem faliți. I didn't say did you have any money. Nu am spus că nu mai aveți niciun ban. Are you poor this morning? Te simți sărac în această dimineață? Do you recognize your need? Recunoști nevoia ta? Oh, listen to me. Oh, ascultați-mă. The word of God says. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune. Listen what Ellen White says in the book Christ Object Mount of Thought of Mount of Blessings. Ascultați ce spune sora White în Cugetări de pe Muntele Fericirilor. Jesus bids us exchange your poverty for His riches of His grace. Iisus Hristos vrea să schimbe sărăcia ta cu bogăția harului Său. We are not worthy of God's love. Noi nu suntem vrednici de dragostea lui Dumnezeu. But Christ our surety is worthy. Dar Domnul Iisus Hristos asigură. And is abundantly able to save. Și el va fi în stare cu siguranță să ne salveze. All who come unto him. Pe toți aceia care vin la el. Whatever have been your past experience. Indiferent care a fost experiența ta din trecut. Now listen to me good. Ascultați-mă cu atenție. Because sometimes we let our past get in the way. Câteodată noi lăsăm trecutul nostru să rămână în fața noastră. We say I'm just too bad. God can't clean me up no more. Sunt prea păcătos, prea rău, Dumnezeu nu mă poate ierta și pe mine. Some will say I've gone too far. Unii vom spune am mers prea departe. But you have never gone so far. Dar nu ai mers atât de departe. That the Savior can't reach you. Încât Salvatorul să nu te poată ajunge. You're never so caught so deep in the depths of sin. Nu ai ajuns niciodată atât de prins în adâncimile păcatului. That Christ can't take His nail-print hands and. Încât Domnul Iisus Hristos să nu te prindă de mână. And reach down in the muck and in the mire. Și să se coboare acolo în mocir la gropii. Of your life and pull you up. Acolo în viața ta și să te tragă înapoi. You are never so lost. Nu ești atât de pierdut. That Christ can't find you. Încât Domnul Iisus să nu te poată găsi și pe tine. Listen what it says. Ascultați ce spune aici. Whatever may have been your past experience. Indiferent care a fost experiența ta din trecut. However discouraging your. Indiferent cât de descurajantă. Your present circumstances. A fost prezența ta. If you will come to Jesus. Și circumstanțele tale dacă vei veni la Iisus. Just as you are. Așa cum ești tu. Weak. Slab and helpless și neajutorat and despairing și disperat our compassionate savior Salvatorul nostru will meet you a great way off. El va veni and will throw about you his arms of love și va veni și își va pune brațele dragostei sale and his robe of righteousness și haina neprihănirii sale. He presents us to the Father. El ne prezintă înaintea Tatălui. Clothed in the white raiment. Îmbrăcați în haine albe. Of His own character. Hainele caracterului Său. Who are the poor in spirit? Cine sunt cei care sunt săraci în duh? Those who know that they cannot possibly save themselves. Sunt aceia care înțeleg că ei niciodată nu se pot salva ei înșiși. Those who need that realize their need of help sunt of a savior. Sunt care înțeleg că au nevoie de un salvator. Those who see that there is nothing good in themselves. Sunt aceia care înțeleg că nu este nimic bun în ei înșiși. How do you see yourself this morning? Frații mei, cum ne vedem în această dimineață? Do you see yourself poor? Te vezi sărac? David says here. David spune așa. In Psalms 51:17. În Psalmul 51 cu versetul 17. The sacrifices of God are a broken spirit. Jertfa lui Dumnezeu. A broken and contrite heart, O God. Plăcută este un duh zdrobit. Thou wilt not despise. Dumnezeule, tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mâhnită. But the next beatitude. Următoarea fericire spune. It's predicated on the first beatitude. Este pe bază și urmează primei fericiri. Blessed are they that mourn.
Ferice de cei ce plâng. But remember, aduceți-vă aminte, you can't mourn, nu poți plânge, unless you were poor, decât dacă te simți sărac. And you can't be poor, nu poți fi sărac, unless you see your need, decât dacă simți nevoia ta. The Beatitudes are not separate character traits. Fericirile nu sunt despărțite una de cealaltă. But it's an experience in growing in grace and in the righteousness of Christ. Este o experiență în creșterea în har și neprihănirea Domnului Isus. Blessed are they that mourn. Ferice de cei ce plâng. In Genesis 27:38, Esau cried. În Geneza 27:36, Esau plângea. The Bible said he mourned. Biblia ne spune că el plângea. Because Jacob had deceived his father and took the birthright from him. Pentru că Iacov l-a înșelat pe tatăl său și a furat dreptul de întâi născut. The Bible said Esau cried, my father. Biblia ne spune că Esau plângea, tată. Don't you have a blessing for me? Nu mai ai o binecuvântare și pentru mine? Esau cried. Esau plângea. But Esau cried over consequences. Dar Esau plângea pentru consecințele sale. His was not a mourning over his sin. El nu plângea pentru păcatul său. It was only mourning over the loss of the birthright. El plângea pentru că și-a pierdut dreptul de întâi născut. Judas in Matthew 27:3-4. Iuda în Matei 27 versetul 3 și 4. Judas repented crying, I have sinned. Iuda a început să plângă strigând, am păcătuit. I have betrayed innocent blood. Am vândut sânge nevinovat. But Judas only cried over consequences. Dar Iuda plângea din cauza consecințelor. He mourned over consequences. Era agonizat din cauza consecințelor. But he didn't mourn. El nu plângea. But he didn't mourn. El nu plângea. Over his sin. Din cauza păcatelor sale pentru ele. Peter. Petru. Mourned. Petru a plâns. In the Garden of Gethsemane. Petru a plâns acolo în grădina Ghețemani. After he had denied his Lord. După ce s-a lepădat de Domnul său. But Peter was mourning. Dar Petru plângea. Over his sin. Petru plângea pentru păcatele sale. Not over consequences. Petru nu plângea pentru consecințele lepădării. That's why Peter found repentance. De aceea Petru a găsit pocăința adevărată. When Judas found suicide. Iar Iuda a găsit în cele din urmă sinucidere. Do you mourn? Plângem și noi? Over consequences? Plângem din cauza consecințelor? Or do you mourn? Sau plângem și noi? Over sin. Datorită păcatelor noastre. Remember? Aduceți-vă aminte. What is this mourning all about? Cu privire la ce este acest plâns? Turn me to Zechariah chapter 12 verse 10. Ia uitați-vă în Zaharia capitolul 12. Zechariah 12:10. Zaharia 12:10. Tells us about real mourning. Biblia ne spune cu privire la ce vom plânge, de ce? Bible says. Biblia ne spune acolo așa. And I will pour upon the house of David. Atunci voi turna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului the spirit of grace, un duh de îndurare and of supplication, și de rugăciune and they shall look upon me, și își vor întoarce privirile spre mine whom they have pierced, pe care l-au străpuns and they shall mourn for him, îl vor plânge as one mourns for his only son, cum plânge cineva pe singurul lui fiu and shall be in bitterness for him, și îl vor plânge amarnic. For as one is embittered for his firstborn, plânge cineva pe un întâi născut. Real sorrowful sin. Adevărata durere. Is the result of the working of the Holy Spirit. Pentru păcat este lucrarea Duhului Sfânt. The Spirit reveals our ingratitude Duhul of our hearts. Duhul Sfânt arată fără de legea inimilor noastre. He reveals how we slighted God's grace. Arată cum noi am călcat în picioare harul lui Dumnezeu. He reveals how we crucify Christ anew. Descoperă cum l-am răstignit din nou pe cruce pe Iisus. He reveals that our every sin has wounded Jesus. Afresh. Duhul Sfânt ne arată că la fiecare păcat l-am străpuns din nou pe Iisus din nou. And when the conscientious sense of our sins, și atunci când conștiința păcatelor noastre, piercing our Savior, l-au străpuns pe Mântuitorul nostru, in pain, și au cauzat durere. Comes home to the human heart. El vine din nou acel gând în inima umană. We will mourn. Noi atunci vom începe să plângem. We will not mourn over consequences. Noi nu vom plânge din cauza consecințelor. We will not mourn over loss of house or home. Noi nu vom plânge pentru că ne-am pierdut casa, viața. Or job. Sau slujba noastră. Or any material thing. Sau orice alt lucru material. We will mourn. Noi vom plânge. For what our sins have done to our Savior. Noi vom plânge din cauza ceea ce noi am făcut Mântuitorului. But it's a wonderful thing to mourn. Este un lucru minunat să plângem. It's a wonderful thing when the Spirit of God breaks the human heart. Este un lucru minunat atunci când Duhul Sfânt lucrează la inima omului și o plânge. Because when God breaks the heart. Pentru atunci când Dumnezeu frânge inima omului. Pride and self-sufficiency. Acest eu și suficiența de sine va cădea în cele din urmă. Humility comes in. Umilința intră.
Meekness comes in. Blândețea. Because we realize our helplessness. Pentru că noi ne înțelegem starea noastră și nevoia noastră. Whenever we have sorrowful sin. Ori de câte ori avem durere pentru păcat. It's happening because God's holy God is pouring out His grace upon us. Se întâmplă pentru că Dumnezeu și-a turnat harul Său peste noi. The spirit of grace. Spiritul harului. Spirit of humility. Spiritul umilinței. Spirit of meekness. Spiritul blândeții. Is coming over us. Va veni și peste noi. So we mourn. De aceea vom plânge. Mourn. Vom plânge. We mourn over our sins. Vom plânge datorită păcatelor noastre. What they have done to Christ. Care păcate care l-au străpus pe Iisus. Vom plânge pentru că l-am crucificat pe Domnul din nou. But after you mourn. După ce plângem însă. What does the next beatitude care este următoarea fericire și ce spune ea? Blessed are the meek. Biblia ne spune acolo ferici de cei. Remember, you can't be meek. Biblia ne spune ferici de cei blânzi. Nu putem fi blânzi decât dacă plângem și nu putem plânge decât dacă ne simțim nevoia noastră, sărăcia noastră. Now you have walked from the brazen altar of sacrifice. Voi am mers de la altarul de aramă. Where you were poor. Acolo unde ne simțeam săraci. And where you and where you mourned. Și unde am înțeles și am plâns. Because it's here where Christ was crucified. Aici Domnul Iisus a fost crucificat. But now. Dar acum. You've been humbled. Acum te-ai umilit. And now. Acum. You received a new heart. Ai primit o inimă nouă. Now you're ready for the laver. Acum ești gata pentru lighean. You're ready now for the mini for baptism. Acum ești gata pentru botez. You see, baptism. Frații mei, botezul. Can all true baptism. Botezul adevărat. True conversion. Adevărata convertire. Can only take place. Va avea loc numai atunci. When men recognize. Când omul înțelege. Their need of a savior. Nevoia lor de un salvator. And mourn over their sins. Și vor începe să plângă. And the spirit of God gives evidence that he's working in their lives. Să plângă pentru păcatele lor și Duhul Sfânt va arăta că a lucrat în viață. Then when that soul is baptized. Atunci când acel suflet este botezat. He does not seek to go back to the world. El nu caută să se întoarcă din nou în lume. But he continues to seek to follow his savior. El merge mai departe și urmează salvatorul. And to become like him. Și devine asemenea lui. So at the laver. Acolo la lighean. You've experienced a new change of life. Am experimentat o nouă viață, o nouă inimă. Bible says, talking about baptism. Biblia ne spune despre botez. In Romans chapter 6. În Romani capitolul 6. Turn with me there. Haideți să mergem acolo. In Romans chapter 6. Romani capitolul 6. The Bible says shows that something happens. Biblia ne spune ceva se întâmplă when la botez. Acolo plângem. When we mourn and die, when we really mourn and are humbled. Când plângem cu adevărat și suntem umiliți. We will die to self and sin. Vom muri față de păcat și față de euul nostru. The Bible said in Romans 6:6. Biblia ne spune în Romani 6:6. Knowing this. Știm bine. That our old man is crucified with him. Omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el. That the body of sin might be destroyed. Pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui. And henceforth we should not serve sin. Și în așa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului. For he that is dead. Căci cine a murit is free from sin. De drept este izbăvit de păcat. Now if we be dead with Christ, acum dacă am murit împreună cu Hristos. We believe also we shall live with him. Credem că vom și trăi împreună cu el. Verse 11. Versetul 11. Likewise. Tot așa și voi înșivă. Reckon ye also yourselves. Socotiți-vă morți. To be dead indeed unto sin. Morți față de păcat. But alive unto God. Și vii pentru Dumnezeu. Jesus Christ. În Iisus Hristos. Let not sin. Domnul nostru. Therefore reign in your mortal body. Deci păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor. Și să nu mai ascultați de poftele lui. When we at the laver. Atunci când suntem la lighean, we die to self and sin. Noi murim față de păcat și față de el. We were buried with him. Noi suntem înmormântați împreună cu el. And we raised to a new life in Christ. Și ne ridicăm la o viață nouă. The Bible says. Biblia ne spune. Blessed are the meek. Fericiți sunt aceia care sunt blânzi. De ce blânzi? What happens? Ce se întâmplă? When you're dead to self and sin. Atunci când ești mort față de eu și față de păcat. Jesus said in Matthew 11:28-30. Domnul Iisus spunea în Matei 11:28-30. Come unto me. Veniți la mine. All ye. Toți cei trudiți. That are weary and heavy laden. Și împovărați. And I'll give you rest. Și eu vă voi da odihnă. Do you want rest this morning? Frații mei, dorim odihnă în această dimineață. Bible said you must come to Jesus. Biblia ne spune că putem veni la Iisus. But if you're going to come to Jesus this morning. Dar atunci când venim la Iisus în această dimineață. When the appeal is made.
Atunci când apelul este făcut. Come because you want rest. Veniți la mine pentru că doriți odihnă. Come because you see your need. Veniți pentru că vă simțiți nevoia. Come because you mourn over your sins. Veniți pentru că plângeți datorită păcatelor voastre. Come because you long to be cleansed. Veniți pentru că doriți să fiți curățați. And be in right relation with God. Și să fiți într-o relație bună cu Dumnezeu. Come unto me. Veniți la mine. All ye that weary and heavy laden. And I'll give you rest. Și vă voi da odihnă, spune. Did you have a hard time keeping the Sabbath today? Frații mei, vi s-a părut greu să păzim yesterday? It's because you're trying to do it in your own strength. Este pentru că dorim să păzim sabatul în puterea noastră. Did you go to Jesus yesterday? Dacă ați mers la Isus ieri. Did you stop in your busy day and say, Lord? V-ați oprit în ziua de ieri ocupată și ați spus, Doamne. Your Sabbath is coming in. Doamne, sabatul tău se apropie. And I can't keep it in my own strength. Doamne, nu-l pot păzi în puterea mea. Lord, I surrender again anew. Doamne, mă predau din nou cu totul ție. I want to rest in you. Doamne, vreau să mă odihnesc în tine. And I want your spirit to abide in me. Doamne, vreau un spirit care să rămână în tine. I may enter into your rest. Doamne, vreau să intru în odihna ta. Did you go to him like that? Ați mers la Domnul Iisus așa? Did you talk with Jesus? Ați vorbit cu Domnul Iisus? Or did you just run and work and try to get things ready? Sau doar ați alergat și ați muncit și v-ați pregătit? Become exhausted. Și am ajuns să fim epuizați. But didn't talk with God. Și nu ne-am împăcat cu Dumnezeu. Sabbath keeping. Păzirea sabatului is based on you talking with God. Este bazată pe timpul în care vei vorbi cu Dumnezeu. Communing with God. Vei fi în comuniune cu Dumnezeu. Through the week. De-a lungul săptămânii. Every day. În fiecare zi. That by the time the Sabbath comes in. Atunci când ajungi în ziua sabatului. You're walking with Jesus. Vei umbla cu Domnul Iisus. You're depending on him. Ești dependent de Domnul Iisus. For the strength. De puterea lui. And the power. Pentru putere și puterea. To obey. Tăria care te va face să asculți. Come unto me. Veniți la mine. All ye that are weak and heavy laden. Toți cei trudiți și împovărați. And I'll give you rest. Și eu vă voi da odihnă, spune Iisus. Take my yoke upon you. Luați jugul meu asupra voastră. Learn of me. Și învățați de la mine. What's that talking about? Despre ce vorbește Domnul aici? That's talking about character. Vorbește despre caracter. Learn my character. Învățați caracterul meu. Make your mind my mind. Aș vrea ca mintea voastră să devină una cu mintea mea. Take your thoughts and make up my thoughts. Vreau ca gândurile mele să devină gândurile voastre. Take your will. Luați voința voastră. And put it on my will. Și vreau să fie deopotrivă cu voința mea. Learn of me. Învățați de la mine. I am meek. Căci eu sunt blând. What is he? Cum este Domnul Iisus? What is he? Cum este Domnul Iisus? I am meek. Căci eu sunt blând. And lowly in heart. Și smerit cu inima. When you learn of me, atunci când veți învăța de la mine, become meek, și veți fi blânzi, and lowly in heart, și smeriți cu inima, then, atunci, you will find rest, veți găsi odihnă, for your soul, pentru sufletele voastre. You will never get rest, niciodată nu veți găsi odihnă, by being proud and self-assertive, fiind mândru și atotsuficient. You will never have rest, niciodată nu vei avea odihnă, while being self-confident all the time. În timp ce te încrezi în tine tot timpul, your rest. Vei găsi odihnă. He's in leaning on me. Vei găsi odihnă ținându-te surrendering de Domnul, to me. Predându-te lui. And let your heart be broken before me. Și lăsând inima ta să fie zdrobită înaintea Domnului Iisus. That I may give you meekness. Ca să poți da blândețe. And lowliness of mind. Și smerenia inimii. The next beatitude. Următoarea fericire, Biblia ne spune. What's your next one say? Care by the way, there's something else about the meek. I'm sorry. Apropo, este și altceva în strânsă legătură cu blândețea. In Psalm 22. În Psalmul 22. God talks about what he does for the meek. Dumnezeu spune ce va face celor blânzi. In Psalm 22:26. În Psalmul 22 cu versetul 26. Now remember. Priviți ce spune Biblia. You were at the labor earlier. Suntem la lighean. But you've been humbled. Dar te-ai umilit. Now you're teachable. Acum pot să fii învățat de Dumnezeu. You see, God cannot teach proud people. Dumnezeu nu poate să învețe pe oamenii care sunt mândri. People who think they know everything cannot be taught. Oamenii care susțin că știu totul nu mai pot fi învățați. It's humble people. Ci oamenii blânzi. It's meek people. Oamenii umili. It's people with lowliness of mind. Oamenii care sunt smeriți în adâncul inimii. That are willing to learn. Acești oameni vor dori să învețe. Are the ones the Spirit of God can teach. Sunt acei oameni pe care Duhul lui Dumnezeu îi poate and învăța. And so wait a minute. Acum fiți atenți. Where? De unde? When you're meek. Atunci când ești blând. Jesus said, now you're ready to be taught. Domnul Iisus spune, acum ești gata să fii învățat. But where is God going to teach you? Dar unde ne va învăța Domnul pe noi? Because he said the meek. Pentru că Biblia ne spune,
Look what it says. Priviți ce spune Biblia. It said the meek shall eat and be satisfied. Biblia ne spune în versetul 26, Psalm 22. But where do meek people eat in the sanctuary? Cei săraci vor mânca. Unde mănâncă cei săraci în sanctuar? By the time you come to meekness, atunci când ai această blândețe, you have left the outer court. Ai părăsit curtea de afară. You're now in the holy place. Atunci ești în sfânta din sanctuarul lui Dumnezeu. Now where in the holy place? Acum unde în sfânta? Will meek people eat? Pot cei săraci, cei blând, cei smeriți să fie hrăniți? Come on now, you ought to know this one. Frații mei, deja putem ști lucrul acesta. Are you going to eat at the candlesticks? Veți mânca de acolo de la sfeșnic? You're not going to eat candlesticks. Nu vom mânca sfeșnicul, așa este. Are you going to eat at the golden altar? Vom mânca acolo altarul de aur. The golden altar has got four horns on it. Altarul acesta de aur are patru coarne. It represents the four corners of the globe. Reprezintă cele patru colțuri ale pământului. Gold is a symbol of divinity. Aurul este un simbol al divinității. Representing the fact that when we pray to God, reprezintă faptul că atunci când noi ne rugăm la Domnul Isus, prayer does not bring God down to us. Rugăciunea nu îl aduce pe Dumnezeu jos la noi, but it brings us up to God. Ci ne înalță pe noi către Dumnezeu. Four horns represent the four corners of the earth, north, south, east and west. Cele patru coarne ale altarului reprezintă nord, sud, est și vest. Meaning no matter where you are in the world. Cu alte cuvinte spunând că de oriunde ești pe pământul acesta. No matter what your station in life, indiferent de unde este starea ta în viață, God will hear, Dumnezeu te va auzi și Domnul va asculta rugăciunea ta și Dumnezeu va ierta păcatele tale. No sincere prayer, nici o rugăciune sinceră, escapes the Savior's presence. Nici o rugăciune sinceră nu va fi tăgăduită de prezența lui Dumnezeu. Și acolo la altarul de aur, rugăciunea se înalță ca o tămâie. Toți aceia care vor înălța rugăciunile către acela, toată suflarea va veni. Isaia 65:24, Biblia ne spune așa. Want you to see? Vreau să vedeți. You can't eat unless you're going to commune with God. Nu vom mânca decât dacă suntem în comuniune cu Dumnezeu. You must talk to God. Trebuie să vorbim cu Dumnezeu. And God must talk to you. Și Dumnezeu îți va vorbi și ție. And it says it shall come to pass. Isaiah 65:24. Isaia 65:24. And it shall come to pass. Înainte ca să mă cheme. Before they call. Înainte să mă cheme, I will answer. Le voi răspunde. While they're yet speaking, înainte ca să se isprăvească vorba, I will hear. Îi voi asculta. Do you have a prayer life like that? Aveți o viață de rugăciune ca aceasta? How many want a prayer life like that? Câți dintre dumneavoastră doriți o asemenea I want viață one like de rugăciune? That. Vreau să mă rog așa, that before Domnul, I call, înainte să-L chem pe Domnul, God is already answered. Dumnezeu să-mi răspundă deja. But when I tell him my problems, atunci când îi voi spune problemele mele, when I tell him my problems, atunci când îi voi spune problemele mele, he will hear. El le va auzi. I can lay my whole case out before him. Eu pot să-mi pun cazul meu înaintea Domnului. And he's paying attention. Și el va da ascultare durerilor mele. I can shed tears in front of him. Eu pot să plâng înaintea Domnului. And he's got a napkin of grace to wipe them. Și el are un șervețel al harului, o batistă cu care va-mi șterge lacrimile mele. I want to serve a God like that. Eu vreau să slujesc un astfel de Dumnezeu. That when my heart is broke, atunci când inima mea este sfărâmată, don't let it be troubled. Spune, nu te îngrijora. I'll heal it for you. Eu voi vindeca inima ta. When someone disappoints me, cineva te va dezamăgi pe tine. I want a God that I can go to. Eu vreau un Dumnezeu la care vreau să merg. And he takes me by my arm. Și să mă ia de brațul meu. Puts his arm around my shoulders. Să-și pună brațul pe umerii mei. Say, Barry, don't worry about it. Și să spună, Barry, nu te mai îngrijora. I'll strengthen you. Eu am să te întărez. In fact, I got another blessing for you. De fapt, mai am o binecuvântare. Let them talk about you. Lăsați-i să vorbească despre Let tine. Them scandalize you. Lăsați-i să te scandalizeze. Let them say all manner of evil against you. Lăsați-i să spună toate vorbele rele despre tine. But just remember. Dar aduți aminte. You're receiving a reproach. Aduți aminte că primești o cară. For my name's sake. O cară din cauza mea. Don't you worry. Nu te îngrijora. I'll take care of them. Eu am să am grijă de ei mai târziu. You just come on with me. Tu vino cu mine mai departe. Just keep praying to me. Roagă-te mie. Just keep walking with me. Umblă împreună cu mine. Just keep faith in me. Fii credincios.
I'm gonna bring you through. Eu am să te duc mai departe. You may have to go through water. S-ar putea să mergi prin apă. But I'm gonna bring you through. Dar am să merg cu tine. You may have to go through rain. S-ar putea să mergi prin ploaie. But I will bring you through. Dar am să merg cu tine. You may have to go through fire. S-ar putea să mergi prin and foc. Great difficulty. Și să întâmpin dificultăți. But don't you worry. Dar nu te îngrijora. I will bring you through. Eu am să te duc mai departe. You understand? Frații mei, înțelegeți? I'm talking about the God. Eu vorbesc despre Dumnezeu. I'm talking about the meek. Eu vorbesc despre cei blânzi, smeriți. Meekness is not weakness. Care este blând și smerit nu este slab. The meek have humbled themselves before Acel care God. Este blând și smerit s-a umilit înaintea Domnului. They see the greatness of his love. Ei văd măreția iubirii lui Dumnezeu. It changed their hearts. Ei schimbă inima lor. Do you know most meek people were people who were really rough before? Știți că cei mai blânzi oameni sunt oamenii care cândva au fost aspri. People sometimes who were brawlers. Oamenii care cândva erau. People who would curse you out in a minute. Oameni care te blestemau și te înjurau într-un minut imediat. And wouldn't apologize. Și nu cereau iertare. People used to drink all the time. Oameni care beau tot timpul și blestemau și but spuneau they, prostii. But they found Jesus. Dar au găsit pe Iisus. And Jesus humbled them. Și Domnul Iisus i-a umilit. They found a savior. I-au găsit un salvator. The love of God. I-au găsit dragostea lui Dumnezeu. Transformed their hearts. I-au înțeles că dragostea lui Dumnezeu transformă inima. They were thieves and liars. Chiar și hoții și mincinoși. Now they're meek and truth-loving people. Și acum sunt blânzi și oameni care iubesc cu adevărat. Sometimes they've been big people. Și câteodată au fost oameni mari. And then you say, but that guy. Și-a spus omul acela? He's so big. Omul acela e așa de mare. But he's like a little kid. Dar parcă e ca un copilaș. Is it because he just was always that way? Oare a fost tot timpul așa? No. Nu, frații mei. It's because he met his savior. A întâlnit pe salvatorul său. He met someone. El a întâlnit pe cineva. He finally understood what love was. El a înțeles cu adevărat ce înseamnă dragostea. The love cannot be commanded. Dragostea nu poate să fie poruncită. The love cannot ever be forced. Dragostea nu poate fi forțată. But love. Dar dragostea vine în urma aprecierii, salvării prin Domnul Iisus și a învierii sale și a caracterului său și ce a făcut El ca să salveze un nenorocit ca mine. Un nenorocit ca mine. Vă spun, oamenii blânzi. But where do meek people eat? Dar unde mănâncă acești blânzi? You said they don't eat at the candlesticks. Ați spus că nu mănâncă la sfeșnic? They pray at the golden altar. Ei se roagă la altarul de aur? Do they eat at the table of showbread? Mănâncă ei oare la masa cu pâini? Are you sure? Sunteți siguri? The Bible says in Matthew 4:4. Biblia ne spune Matei 4:4. Man shall not live by bread alone. Omul nu trăiește numai cu pâine, but by every word. Ci cu orice cuvânt. That proceedeth out the mouth of God. Care iese din gura lui Dumnezeu. So the meek people eat. Cu alte cuvinte, cei blânzi, smeriți mănâncă. Ei mănâncă pâinea vieții. Jesus said, I am the bread of life. Iisus a spus, eu sunt pâinea vieții. He cometh to me. Acela care vine la mine. He believeth me shall never hunger. Acela care crede în mine nu va flămânzi niciodată. He cometh to me shall never thirst. Niciodată nu va înseta. Jesus said, he was bread. Iisus a spus, eu sunt pâinea. To eat his body. Să mâncăm trupul lui. And to drink the blood. Și să bem sângele lui. Of the Son of God. Sângele Fiului lui Dumnezeu. To have his character. Înseamnă să avem caracterul său. As we behold Christ in his word. Așa cum îl privim pe Domnul Hristos. Hristos. Noi suntem schimbați din slavă în slavă. Schimbați prin privirea noastră. Oamenii blânzi, oamenii smeriți, ei mănâncă cuvântul lui Dumnezeu. În Ieremia spune așa, în Ieremia 15:16, ia uitați ce spune Biblia acolo. Vreau să vedeți aceasta. Vom mânca într-un minut. You're gonna eat physical food. Vom mânca hrana fizică, frații mei. But I gotta finish giving you bread. Dar vreau să termin și să vă dau pâinea. So just hold on. Vă rog, mai așteptați puțin. Look what the Bible says. Priviți ce ne spune Biblia aici. Thy words were found. Când am primit cuvintele tale, I did what? Le-am înghițit, spune Biblia. I did eat them. Le-am înghițit, le-am mâncat. And thy word. Cuvintele tale became unto me. Au fost bucuria. The joy. Bucuria. And rejoicing of my heart. Și veselia inimii mele. I am called by thy name. Căci după numele tău sunt numit. Oh Lord God of hosts. Doamne Dumnezeul oștirilor. Are you rejoicing in the word of God? Te bucuri tu în cuvântul lui Dumnezeu? Do you study where the word gives you joy? Studiezi într-un așa mod încât nu mai ești
plin de bucurie. It's not a bunch of emotion. Nu este doar o emoție când studiezi. But it's an intellectual assent to truth that brings a joy. Este o cunoștință intelectuală, un studiu care ți aduce bucurie în inimă. Something that stirs you. Ceva care te aprinde. Something that sticks with you. Ceva care te captivează. Something that calls you to long and desire eternal life. Ceva care te face să dorești și să aștepți cu dor viața veșnică. Study the word of God. O, frații mei, când studiem cuvântul lui Dumnezeu, you get to eternity. Ne îndreaptă spre veșnicie. Pe măsură ce studiezi mai puțin cuvântul lui Dumnezeu, cu atât mai mult te îndepărtezi de veșnicie. Vei merge mai departe sau poți să mergi în urmă, dar nu există o poziție neutră. Și dacă aș fi în locul vostru, eu vreau să merg înainte. Biblia ne spune cei smeriți. Biblia ne spune ceva despre cei smeriți și blânzi. Dumnezeu îi va conduce în judecată. În Psalmul 25 cu versetul 9, Biblia ne spune acolo așa. Psalmul 25 cu versetul 9. The meek will he guide in judgment. El va face pe cei smeriți să umble în tot ce este drept. El învață pe cei smeriți calea sa. Care este calea lui Dumnezeu? Iisus a spus în Ioan 14:6, eu sunt calea, adevărul și viața. Vă mai pun o întrebare. Ați citit cu mine împreună. Unii știați pe de rost. Care este calea lui Dumnezeu? Psalm 77:13, acolo Biblia spune în original. Dacă deschidem Biblia acolo, vreau să vedem împreună. Ascultați! Calea ta, Doamne, este în sanctuar, spune în original. Dar vă mai pun o întrebare. Care este calea lui Dumnezeu? Iisus a spus, eu sunt calea. Da? Dar care este calea? Thy way, O God, is in the sanctuary. Am citit în Biblie unde spune calea ta, O Doamne, este în sanctuar. But what is the way? Dar ce am mai spus noi că este calea? What is the way to the sanctuary? Care este calea care ne îndreaptă spre sanctuar? Turn me to Proverbs 8:20. Priviți ce spune Biblia în Proverbe 8:20. Proverbe 8 cu versetul 20. What is the way? Care este această cale? The Bible says. Biblia ne spune acolo așa. I lead. Eu umblu. In the way. Eu umblu pe calea nevinovăției, pe mijlocul cărărilor neprihănirii. Care este calea lui Dumnezeu? Înainte să merg mai departe. Frații mei, toți aceia care cred în 1888 și în mesaj, ar fi trebuit să sară de pe scaune. Biblia ne spune că calea lui Dumnezeu este calea neprihănirii. Atunci când Domnul Iisus a spus, eu sunt calea, eu sunt calea, adevărul și viața, despre ce vorbea Domnul Iisus? Eu sunt neprihănirea. Eu sunt adevărul. Eu sunt viața. No man. Nimeni nu poate să vină. Come unto the Father. Nimeni nu poate veni la Tatăl. By me. Decât prin mine. Or by my righteousness. Decât prin neprihănirea mea. When Psalm 77:13. În Psalm 77:13. Says thy way, O God. O, Doamne, calea ta. Is in the sanctuary. Este în sanctuar, spune în original. It is saying. Acolo ne spune de fapt, thy righteousness, O God, neprihănirea ta, Doamne, is demonstrated, este demonstrată, is revealed, este descoperită in the sanctuary, în mesajul sanctuarului. That's what the Bible says. Asta ne spune Biblia de fapt, frații mei. So wait a minute. Așteptați puțin. Is that why the Beatitudes? De aceea ce este fericiri and the sanctuary și mesajul sanctuarului se întrepătrund? Go together? Merg împreună? Yes. Da. Because the Beatitudes are the ways of righteousness. Pentru că aceste fericiri sunt calea celui neprihănit. And the way of righteousness. Și calea celui neprihănit is revealed in the sanctuary. Este descoperită în sanctuarul lui Dumnezeu. But now, where do you drink in the sanctuary? Dar unde putem să bem în sanctuarul lui Dumnezeu? Meek shall eat and be satisfied. Biblia ne spune că cei smeriți și blânzi vor mânca și vor fi săturați. But now it also says something else. Dar ne mai spune Biblia ceva.
The meek shall also drink. Cei smeriți și blânzi vor bea. But now let me ask you a question. Vreau să vă pun o întrebare. Before I go to drink. Înainte să mergem la ce înseamnă a bea. I just want to ask you one little question. Vreau să vă pun o întrebare scurtă. We said that the Bible says here that noi the meek shall eat. Că cel smerit va mânca. We said the meek eat at the table of showbread. Noi am spus că cel blând smerit va mânca la această masă cu pâini. To show you how everything goes in harmony. Ca să vă arăt că totul este în armonie. What does the next beatitude say? Ce ne spune următoarea fericire? Come on. Ce ne spune? Blessed. Ferice de cei? Next beatitude. Ce ne spune următoarea fericire? Matthew 5:6. În Matei 5 cu versetul 6. The Bible said, "Blessed are they." Acolo Biblia ne spune ferice de cei? That what? Flămânzi and thirst și însetați after righteousness. După neprihănire. What? Ce spune Biblia? The next beatitude says that people are hungering. Următoarea fericire Biblia ne spune. And thirsty. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire. I asked you earlier. V-am pus întrebarea. Where do they eat? Unde mănâncă ei? They're eating at the table of showbread. Ei mănâncă acolo la masa cu pâinile they înainte. Hunger. Acolo ei flămânzesc. After righteousness. Ei flămânzesc după neprihănire. The word of God says in 2 Timothy 3:16. Cuvântul lui Dumnezeu spune în 2 Timotei 3 cu versetul 16. 2 Timothy 3:16. 2 Timotei 3 cu versetul 16. Când ajungem acolo spunem amin. Vom merge acasă imediat. Imediat trebuie să mâncăm, fraților. Vreau ca să merg atât de repede pe măsură pe cât de repede mergem împreună. Deci ce spune Biblia? The Bible says, Biblia spune așa. All scripture. Toată scriptura is given by inspiration of God. Este insuflată de Duhul lui Dumnezeu. And is profitable. Și de folos. For doctrine. Pentru învățătură. For reproof, pentru mustrare. For correction. Pentru îndreptare. For instruction. Pentru învățătură. In righteousness. În neprihănire. Blessed are they that hunger. Ferice de aceia care însetează and thirst și flămânzesc. After righteousness. După neprihănire. Do you hunger after God's word? Însetați și flămânziți după cuvântul lui Dumnezeu? In the morning, do you break your fast? Dimineață, puneți capăt postului de noapte. And spend time și petreceți timp studiind cuvântul lui Dumnezeu? Do you hunger for it? Însetați și flămânziți. Do you wake up in the middle of the night? Vă treziți în mijlocul nopții? When the Spirit of God stirs you. Când Duhul lui Dumnezeu te trezește. And have an urgency to pick up the Bible. Și spune, ia Biblia acum. And begin to meditate on God's word. Și începi și meditezi la cuvântul lui Dumnezeu. Do you go home in the evening? Mergeți acasă noaptea. Cut off the television. Și tăiați programul de televizor. Cut off your music. Tăiați muzica. Find a quiet spot. Și găsiți un loc liniștit. Sit down. Și stăm jos. And begin to study the și începem life of Christ. Să studiem viața Domnului Iisus. Eu vă întreb, însetați, flămânziți după neprihănirea Domnului Iisus. Neprihănirea este caracterul lui Dumnezeu. Neprihănirea este cuvântul lui Dumnezeu. Neprihănirea este legea lui Dumnezeu. Neprihănirea este Duhul Sfânt. Și puteți toate acestea fi găsiți. Caracterul. Jesus told you that in 1 Corinthians 1:30. Iisus ne-a spus în 1 Corinteni 1:30. The word. Cuvântul. Psalms 119:123. În Psalmul 119:123 este neprihănire. The Holy Spirit. Duhul Sfânt. Galatians 5:22. Galateni 5:22. And Ephesians 5:9. Efeseni 5:9. The law. Legea. Psalms 119. Psalmul 119. 172 este neprihănire legea. Neprihănirea este Iisus, cuvântul Său, Duhul Sfânt, legea Sa. Ferice de cei care flămânzesc după Iisus și vor caracterul Său, care studiază cuvântul Său, care vor să se roage în mod constant după Duhul Sfânt și doresc să asculte, să umble în legea lui Dumnezeu. Însetați, flămânziți după neprihănire? De unde putem bea? În sanctuar. Biblia ne spune, ferice de cei flămânzi și însetați. Cine sunt cei însetați? Ce vom bea acolo? Okay, I'm in the holy place. Suntem în sfânta. I don't see any water there. Eu nu văd deloc apă acolo. Or do you? Sau o vedem?
Or is there water there? Este oare apă acolo? Turn in your Bibles. Deschideți cu mine Biblia. Matthew, John chapter 7. În Ioan capitolul 7. Verses 37 to 39. De la versetul 37 la 39. Vrem să vorbim despre cei însetați. Most of the time when we thirst, we want physical water. Atunci când noi însetăm, vrem apă fizică. Bible says. Biblia ne spune. In the last day of the great feast. În ziua de pe urmă care era ziua cea mare a praznicului. Jesus stood crying. Iisus a stătut în picioare. Saying, if any man thirst, și a strigat, dacă însetează cineva, that he come unto me and drink. Să vină la mine și să bea. He that believe with me, as the scripture has said. Cine crede în mine, din inima lui, out of his belly shall flow living waters. Vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. But this he spake of the Spirit. Spunea cuvintele acestea despre Duhul. Which they that believed in him, pe care aveau să-l primească cei should receive, ce vor crede în el. The Holy Ghost was not yet given, căci Duhul Sfânt nu fusese încă dat, because Jesus was not yet glorified. Fiindcă Iisus nu fusese încă proslăvit. Wait a minute. Așteptați puțin. What are you to thirst for? Water. După ce trebuie să însetăm? După apă. But living water. Dar apă vie. But what's living water? Ce este această apă vie? The Holy Spirit. Este Duhul Sfânt. The Bible, where do you draw thirst for the Holy Spirit at? Unde putem noi să potolim setea Duhului Sfânt? If you go to the seven branch candlestick. Dacă mergem la sfeșnicul cu șapte brațe. It's here. Aici. That you hunger. Aici putem înseta. The table of showbread, you hunger. Aici la masa cu pâine înfometăm. You pray at the golden altar. Ne rugăm la altarul de aur. Communion with God. Suntem în comuniune cu Dumnezeu. Dar acolo la sfeșnic, Duhul Sfânt. Acolo ne potolim setea. Duhul Sfânt este descoperit. Este descoperit ca un delemnul în sfeșnic. Noi și cu dumneavoastră reprezentăm acele brațe, centrul sfeșnicului. Este Domnul Iisus. And is beaten, and the candlestick is made of beaten gold. Și acest sfeșnic este făcut din aur bătut. Gold is a symbol of divinity. Aurul este simbol al divinității. And yet, și totodată, everything in the sanctuary, totul în sanctuar, was made out of shittim wood. Era din lemn de salcâm. Wood represents humanity. Lemnul reprezintă umanitatea. And with the gold over the wood, aurul care poleia lemnul, it symbolizes the union of divinity. Este un simbol al unității divinității cu umanitatea. That we might be partakers of the divine. Ca noi să avem parte de natura divină. That of our own strength we cannot perform the things of God. Căci prin puterea noastră nu putem păzi legea. But as we depend on God for His Holy Ghost. Dar atunci când depinde de Dumnezeu și de Duhul Sfânt. He will work in us both to will and do. El va lucra în noi atât voința și înfăptuirea. Now that you've eaten from the sanctuary. Acum când am mâncat din sanctuar. Now that you've drinking from the sanctuary. Acum când am băut din sanctuar. The first four beatitudes. Primele patru fericiri. Is what you receive. Este ceea ce noi primim. Next four beatitudes. Următoarele patru fericiri este ceea ce tu dai acum. You see, it's more blessed to give. Vedeți, este mai fericit să dai than to receive. Decât să primești. Do you understand that? Ați înțeles lucrul acesta? You don't believe me, do you? Dacă nu mă credeți, frații mei. Look at the next beatitude. Vrem să ne uităm la următoarea fericire. Blessed are the merciful. Ferice de cei milostivi. Blessed are who? Ferice de cei cine? The merciful. Ferice de cei milostivi. Are you merciful? Suntem milostivi? Don't look at your husband and wife. Nu vă uitați la soț și la soție. Just think to yourself. Uitați-vă la dumneavoastră. Are you merciful? Suntem milostivi? What do you mean merciful? Ce înseamnă să fii milostiv? What is merciful? Ce înseamnă mila? You see, some people like the first beatitudes. Câteodată oamenii iubesc primele fericiri. People like to receive mercy. Oamenii iubesc să primească mila. But few people want to give mercy. Dar puțin oameni doresc să dea milă. Again, vă mai pun o întrebare. Are you merciful? Suntem noi plini de milă? Turn me your Bibles. Deschideți cu mine Biblia. Luke 6:36. În Luca 6:36. The Bible says, "Be therefore merciful." Luca 6:36. As your Father in heaven is merciful. Fiți dar milostiv, cum și Tatăl vostru din ceruri este milostiv. Wait a minute. Așteptați puțin. What is merciful? Cine este milostiv? Merciful is a character trait of God himself. A fi milostiv este un dar al caracterului Dumnezeu. When you start being merciful, atunci când ești milostiv, you are becoming like Christ. Tu devii asemenea lui Isus. Your character is beginning to shine. Caracterul tău începe să strălucească. With acts of mercy,
și vei da pe față acte de milă that resembles the character of your father, și vor fi asemenea caracterului tatălui tău care este în ceruri. You don't believe me, do you? Nu mă credeți, frații mei. Remember the Lord's prayer? Vă aduceți aminte rugăciunea Tatăl nostru? Our Father, which are in heaven, Tatăl nostru care ești în ceruri, hallowed be thy name, sfințească-se numele tău, thy kingdom come, vie împărăția ta, thy will be done, facă-se voia ta on earth, precum în cer, as it is in heaven, așa și pe pământ. Give us this day, pâinea noastră, our daily bread, cea de toate zilele, dă-ne noastră. Give us our debts, și ne iartă nouă greșelile noastre, as we precum și noi forgive, precum și noi iertăm, or be merciful, sau suntem plini de milă to our debtors, greșiților noștri. Are you merciful this suntem plini de milă în această dimineață? Or are you holding a grudge? Sau ne ținem? You got somebody you can't stand? Aveți pe cineva pe care nu-l suportați? Have you went to him yet? L-ați întâlnit? Ați mers la el? Even though you know it's their fault? Chiar și dacă știți că e vina lor? Have you gone to say brother? Ați mers la el și a spus frate? I just want to say please forgive me. Vreau să spun te rog iartă-mă. If I offended you. Iartă-mă dacă te-am supărat. He might look at you strange. S-ar putea să se uite la tine ciudat. But just remember. Dar adu-ți aminte. Your issue is that you're being merciful. Tu vrei să fii milostiv. You want to represent your father. Tu vrei să reprezinți pe tatăl tău. Tatăl tău care este în ceruri. Blessed are the merciful. Ferice de cei milostivi. Now let me ask you a question. Vreau să vă mai pun o întrebare. What is God's ultimate act of mercy? Care este ultimul act de milă al lui Dumnezeu? What is God's ultimate act of mercy? Care este ultimul act de milă al lui Dumnezeu? To the point he wants you to be merciful. Până acolo încât el dorește ca și tu să ierți, să fii milos. What is it? Care este? Turn me to Hebrews 8:10. În Evrei 8 cu versetul 10. Hebrews 8:10. Evrei 8 cu versetul 10. Want you to see it with me now? Aș vrea să vedeți cu mine lucrul acesta. Coming down to the end now. Ne apropiem de sfârșit, frații mei. Haideți încă puțin. Bible says. Biblia ne spune așa. The Bible says here in Hebrews 8:10, this is the covenant. Dar iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după acele zile, zice Domnul. Said the Lord. Zice Domnul, I'll put my laws, voi pune legile mele în mintea lor și le voi scrie în inimile lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Și nu vor mai învăța pe fiecare pe vecinul său sau pe fratele său zicând cunoaște pe Domnul, căci toți mă vor cunoaște de la cel mai mic până la cel mai mare. Pentru că le voi ierta nelegiuirile și nu vă mai aduce aminte de păcatele și fără de legile lor. Opriți-vă. V-am întrebat cât de milos va fi Dumnezeu. Ascultați textul. I'll be merciful to their unrighteousness. Voi ierta nelegiuirile lor, voi fi plin de milă. And their sins. Și păcatele lor. Listen, what's it? And their sins. Și păcatele lor. And their iniquities. Nelegiuirile lor. Will I nu remember. Nu voi mai aduce aminte. No more. De ele niciodată. No what? Niciodată? What is he not going to remember anymore? Ce nu-și va mai aduce Domnul niciodată aminte? Our sins. Păcatele noastre. And our iniquities. Și nelegiuirile noastre. How merciful is that? Cât de milostiv înseamnă să fii? Is it true? Este adevărat? God's not going to remember your sins anymore? Că Dumnezeu nu-și va mai aduce aminte de păcatele tale? Turn me to Hebrews. Mergeți cu mine în Evrei. Chapter 11. Evrei 11. Come on now. I'm watching the clock there too. Mă uit la ceas, da și eu, mă uit la ceas. The Bible says, and whatever I don't finish, I'll cover up this afternoon. Dacă n-am să termin, am să merg mai departe după amiază. It says, of whom the world was not worthy. Biblia ne spune. For they wandered in deserts and in mountains and dens and caves of earth. Versetul 38, ei de care lumea nu era vrednică au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin peșteri, prin crăpătirile pământului. And these all having obtained a good report through faith. Toți aceștia măcar că au fost lăudați pentru credința lor. Received not the promise. Totuși n-au primit și refuzase făgăduit. Having provided some better thing for us. Pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi. That they without us. Ca să n-ajungă ei. Should not be made perfect. La desăvârșire. Perfect where? Fără noi. The word perfect means complete. Cuvântul desăvârșire înseamnă complet. In other words, cu alte Abraham, cuvinte, Avram, Isaac, Isaac, Jacob, Iacov, Gideon, Gedeon, David, David, Samson, Samson, Barak, Barak, could not receive something. Nu puteau și ei să primească ceva decât până în momentul când noi vom primi. Wait a minute. Apropo, but it says they could not be made
perfect. Dar Biblia ne spune că ei nu puteau fi făcuți desăvârșiți. First of all, în primul rând, they ei are waiting ei așteaptă on us. Ei ne așteaptă pe noi. But what does that mean? Ce înseamnă aceasta? Well, first of all, în primul rând, this is dealing with the day of atonement. Are de-a face cu Marea Zi a Ispășirii. Turn with me in your Bibles. Vreau să mergeți cu mine. To Hebrews 10. În Evrei 10. 1 through 4. De la 1 la 4. The Bible says. Biblia ne spune acolo așa. For the law having a shadow of good things to come. În adevăr, legea care era umbra bunurilor viitoare. And not the very image of those things. Nu împățișarea adevărată a lucrurilor. Can never with those sacrifices they offer. Nu poate niciodată prin aceleași jertfe. Year by year. Care se aduc neîncetat în fiecare an. Continually make the comers thereunto perfect. Să facă desăvârșiți pe cei ce se apropie. For then would they cease, then would they not cease to be offered. Astfel n-ar fi încetat ele oare să fie aduse? Because the worshippers once purged. Dacă cei ce le aduceau, should have no more conscience of sin. Fiind curosiți odată, n-ar mai fi trebuit să mai aibă cunoștință de păcat. But in those sacrifices. Dar aducerea aminte a păcatelor. There is remembrance again made of sins every year. Este înnoită din an în an. For it is not possible. Tocmai prin aceste jertfe căci este cu neputință ca sângele taurilor și al țapilor să șteargă păcatele. Wait a minute. Așteptați. The Bible says. Biblia ne spune. Remember the book of Hebrews, the theme of the book of Hebrews is actually sanctuary. Tema cărții Evrei este sanctuarul. By the time you get to chapter 11. Dar atunci când ajungem în capitolul 11. You are looking at the climax. Noi ajungem în punctul culminant. And the hope. Și speranța. Of those who've gone before you. Speranța celor care au mers înaintea noastră. They offered their sacrifices ei in hope. Ei au dat jertfele lor prin speranță. They walked righteousness. Ei au mers în neprihănire. They shut the mouths of lions. Ei au închis gurile leilor. They wandered in sheepskins and goatskins. Ei au umblat în haine de piele. And all retained a good report through faith. Și toți au avut o mărturie plăcută prin credință. Through faith in the sacrifice. Prin credința în jertfa. That they had offered to God. Jertfele care le-au adus lui Dumnezeu. That pointed to Jesus. Care arătau spre Domnul Iisus. The Lamb of God. Mielul lui Dumnezeu. But wait a minute. Dar așteptați. Paul said. Pavel ne spune. It's something they cannot be perfect or complete with. Spune că nu pot fi desăvârșiți sau compleți. And they can't get it. Și nu pot avea această experiență. Until we get it. Decât dacă noi vom avea această experiență. Therefore. De aceea. They must wait. Ei trebuie să aștepte pe noi. Now let me break it down for you. Vreau să vă spun clar ce înseamnă aceasta. They waited. Ei așteaptă. And they waited. Și așteaptă. And they waited. Și așteaptă. Until they saw the prophecy of Daniel 8:14. Până vor vedea profeția Daniel 8:14. When they heard the prophecy. Când au auzit profeția. Of Daniel 8:14. Daniel 8:14. Until 2300. Până vor trece 2300 de seri și dimineți. Then shall the sanctuary be cleansed. Apoi sfântul locaș va fi curățit. Moses. Moise. Enoch. Enoch. Elijah. Ilie. Are all in heaven. Toți sunt în ceruri. When they saw. Când au văzut. From the balconies of time. Din acel balcon al cerului și al timpului. That the earth was heading into the day of atonement. Că pământul se îndreaptă spre Marea Zi a Ispășirii. They begin to rejoice. I-au început să se bucure. Because now. Pentru că acum. They. Ei. Enoch. Enoch, Elijah, Ilie, Moses, Moise, Abraham, Avram, Isaac, Isaac, Jacob, Iacov, with us, cu noi toți, are going to be made perfect. Vom fi făcuți desăvârșiți. It's something they can't have. E ceva ceea ce ei nu pot avea. Until we get it. Decât dacă noi vom you avea. See, in the sanctuary service, în sanctuar și în mesajul sanctuarului. Forgiveness of sins, iertarea păcatelor was a daily matter. Era o problemă de zi cu zi. Now, before I go any further, înainte să merg mai departe. I want to show you where we are. Vreau să vă arăt unde suntem noi. We are no longer in the holy place. Noi nu mai suntem în sfânta acum. We are now in the most holy place. Noi suntem în sfânta sfintelor. Because in the most holy place, pentru că în sfânta sfintelor. It's there. Acolo. That God says, I'll be merciful to your unrighteousness. Acolo Dumnezeu spune voi fi plin de milă. And your sins and your iniquities will I remember no more. Și păcatele tale nu vi le mai aduce aminte. And so God says, de aceea Dumnezeu a spus ei. Can't have something. Ei pot să aibă ceva. Until we get it. Ei nu pot să aibă ceva what decât dacă și noi vom avea. Paul said they offered animal sacrifices. Pavel ne spune că ei aduceau jertfe animale. Dar aceste jertfe could not take away sin. Nu puteau îndepărta păcatele. Take away sin from where? Nu puteau îndepărta păcatele de unde? It said from their conscience. Din conștiința lor. My God. What? Ce? What would the animal sacrifices do? Ce nu pot sacrificiile să facă? If they were really that strong and potent?
Dacă erau puternice, when the day of atonement would be complete, atunci când marea zi a ispășirii va fi completă, after you had offered an animal sacrifice, după ce ai adus aceste jertfe animale, you would walk away, te îndepărtezi, and you wouldn't remember the sins that you had done that year. Și nu-ți vei mai aduce aminte păcatele care le-ai făcut în acel an. Your conscience, conștiința ta, would have been purged. Conștiința ta a fost curățită. You would have no more remembrance. Nu-ți mai aduce aminte nimic of your sin, a păcatelor tale. But you would also have a pure heart. Dar ai și o inimă curată. What? Ce? So what are they waiting on? Ce așteaptă ei, frații mei? They. Ei așteaptă. Waited for the day of atonement. Ei așteaptă marea zi a ispășirii. Do you know what 1844 means to the Bible? Știți ce înseamnă 1844 pentru Biblie? I didn't say what 1844 means to just Seventh Day Adventists. Eu nu am spus ce înseamnă 1844 pentru adventiști de ziua șaptea. Do you know what 1844 means to the Bible? Știți ce înseamnă 1844 pentru Biblie? And to the patriarchs of old. Și pentru patriarhii din vechime. It means that when 1844 hit. Înseamnă că în 1844 când a venit. Moses. Moise. Elijah. Ilie. Enoch. Enoch. Would begin to experience what we're going to experience. I-au început să experimenteze ce noi experimentăm. In the first apartment of the daily service. În primul apartament al slujirii zilnice. You can get forgiveness of sin every through the day. You know, that was a daily service. Aceasta era un serviciu zilnic. But. Dar. The blotting out of sin. Îndepărtarea și ștergerea păcatelor. Blotting out of sin. Îndepărtarea păcatelor. Was a collective act. Era o lucrare colectivă. Therefore, de aceea, they cannot have their sins blotted out. Ei nu pot avea păcatele lor șterse until we get ours blotted out. Decât în momentul când și noi vom avea păcatele noastre șterse. Meaning that the benediction of them being made totally free from sin. Cu alte cuvinte, binecuvântarea pe care și eu vor primi de a fi eliberați. Even though some of them are dead. Chiar dacă unii sunt morți. And the blood and the cleansing of the sanctuary started in 1844. Și curățirea sanctuarului a început în 1844. And as God goes to their names. Când Dumnezeu trece în dreptul numelui lor. And their sins are confessed and forsaken. Și păcatele lor au fost mărturisite și lepădate. And by faith they out of the animal sacrifice in faith of Christ. Și prin credință au adus acele jertfe animale prin credința către Domnul Hristos. Păcatele lor sunt șterse. And when the day of atonement shall be iertate, când marea zi a ispășirii va fi completă. They. Ei. When it shall finally be complete, the day of atonement with us who are living. Când marea zi a ispășirii va fi completă cu noi cei de la sfârșit. Then they. Atunci ei. With us. Cu noi. Shall have their sins. Vor avea păcatele lor șterse. Blotted out the book. Șterse din cărți. Blotted out of God's mind. Șterse din mintea lui Dumnezeu. And blotted out of your mind. Șterse și din mintea noastră. You don't believe it, do you? Nu mă credeți, frații mei. Turn me to Jeremiah 17:1. Come on, vreau să vă citesc în Ieremia 17:1. Vreau să vedeți lucrul acesta. Acesta este adventismul, frații mei. No church got this. Nicio biserică nu are învățătura aceasta. I don't care what first day minister you listen to. Nu știu ce predicator care predică în ziua duminicii niciodată nu o să vă învețe aceste lucruri. Look what the Bible says in Jeremiah 17:1. În Ieremia 17:1. Look what God said about the sin of Judah. Priviți ce spune Domnul despre păcatul lui Iuda. Bible says in Jeremiah 17:1. Biblia ne spune aici așa. The sin of Judah. Păcatul lui Iuda. Is written. Este scris. With a pen of iron. Cu un priboi de fier. With the point of a diamond. Cu un vârf de diamant. It is graven upon the tables of their heart. Este săpat pe tabla inimii lor. And upon the horns of your altars. Și pe coarnele altarele lor. God says our sins are engraven in our minds. Dumnezeu spune că păcatele noastre sunt scrise în mintea noastră. Like an iron pen. Cu un pix. De fier, am but in Jeremiah chapter 50, în Ieremia 50, when the day of atonement shall be complete, când marea zi a ispășirii va fi completă, no matter how bad that sin had been etched upon our minds, indiferent cât de profund a fost întipărit păcatul în mintea noastră, if we have forsaken that sin, dacă l-am părăsit, and gotten victory, și am avut victoria asupra lui, then those sins will be blotted out. Acele păcate vor fi îndepărtate din mintea noastră pentru totdeauna. Can you imagine that? Voi imaginați? That God's going to remove your sins. Dumnezeu va îndepărta păcatele noastre. From your mind. Din mintea noastră pentru totdeauna, frații mei. How would you feel? Cum te vei simți? At the second coming of Christ. La cea de-a venire a lui Isus. Jesus coming in the clouds. Isus vine pe nori. You caught up to meet the Lord. Tu vrei să-l întâmpili pe Domnul. And you sit in the clouds. Și stai acolo. And Jesus looking at you. Și Isus se uită la tine. And all you got and you're doing like this. Și tu faci așa.
looking away. Te uiți departe. Because you're a little paranoid. Pentru că ești cam paranoic. That he might remember your sin. Că poate Iisus să-ți aducă aminte păcatele tale. That's not going to happen. Lucrul acesta nu se va întâmpla, frații mei. Because when you get in that cloud. Când vei urca în norul acela. Your sin. Păcatul tău. Will not even come to your mind. Nu va mai veni în mintea ta. When Jesus looks at you. Când Iisus te va privi. He won't remember the sin you did. El nu-și va mai aduce aminte păcatele pe care tu le-ai făcut. The only. Singurul. Remembrance. Singura aducere aminte. Of the sin. A păcatului. That caused the death of the Son of God. Care a cauzat moartea Fiului lui Dumnezeu? Is when you behold the este doar atunci când vei vedea urmele cuielor în palmele lui Iisus. Then, atunci. That's the only thing. Este singurul lucru. You'll remember. Pe care ți-l vei aduce aminte. Personal sins, dar păcatele personale, sins you did 30 years ago, păcatele care le-ai făcut 30 de ani în urmă, păcatele care le-ai făcut 10 zile în urmă, toate aceste păcate will be blotted out vor fi șterse if they were confessed dacă au fost mărturisite and forsaken. Și lepădate. Now, acum, if you don't believe that, dacă nu credeți aceasta, remember, aduceți-vă aminte, Jeremiah 50. În Ieremia 50. Jeremiah 50. Ieremia 50. Look what it says. Priviți ce spune Biblia aici. Now remember, your sin was written with an iron pen. Păcatele noastre au fost scrise cu un priboi de fier, spune Biblia. But I thank God for the blood of Jesus. Dar îi mulțumesc Domnului Iisus pentru sângele Său. Jesus blood. Sângele lui Iisus. Is efficacious enough. Este suficient de curățitor. Not only to forgive sin. Nu numai ca să ierte păcatul. Not only to pardon sin. Nu numai ca să ne ierte. But his blood. Dar sângele Său. Can erase sin. Poate să șteargă pentru totdeauna. It can eradicate sin. El poate să eradicheze. Not only from a book. Nu numai dintr-o carte. But not only from his own mind. Nu numai din mintea lui. But his blood. Dar sângele Său. Can remove sin. Poate să îndepărteze păcatul. From your deep subconscious. Din subconștientul tău adânc. And cleanse your conscience. Și să curățească cunoștința ta. That you will stand before God. Și să stai înaintea lui Dumnezeu. You don't believe me? Nu credeți? Then please tell me. Vă rog, spuneți-mi și mie. What's the next beatitude? Care este următoarea fericire, frate? What's the next beatitude say? Come on now. Următoarea fericire. You got to go eat. Trebuie să mergem să mâncăm. What the next beatitude says? Ce spune următoarea fericire? Blessed. Ferice de cei? Blessed. Ferice de cei? Are the pure in heart. Curați în inima lor. What did it say? Ce spune Biblia mai departe? Blessed are the pure in heart. Ferice de cei curați. For they. În inima lor, căci ei. I don't get it. N-ați văzut lucrul acesta. It hadn't hit you yet, did it? Nu v-a lovit încă versetul. You hadn't understood nici yet. Nici măcar nu l-ați înțeles, cred. I know you're tired. V-ați obosit, vă cred. I know it's been a long preacher. Știu că a fost o predică lungă. But I'm asking you. Dar vă rog frumos. To stop for a moment. Opriți-vă un moment. This is the joy. Aceasta e bucuria. Of being a Seventh-day Adventist. Să fii adventist de ziua șaptea. God says I'm going to do something Dumnezeu I've never done. Am să fac ceva ce n-am făcut niciodată. In the history of the world. În istoria lumii acesteia. I'm going to choose. Am să aleg. Not to remember. Să nu mai aduc aminte your sins de păcatele tale niciodată. I'm not only going to take them from the book. Nu să le șterg din carte. I'm going to do something else. Am să mai fac ceva. I'm going to move your sins. Am să îndepărtez păcatele tale. I'm going to remove your sins. Am să îndepărtez păcatele tale. Out of your mind. Din mintea ta. That when I come in the clouds. Atunci când vin pe nori. And you see me. Și tu ai să mă vezi pe mine. We'll see each other. Când ne vom vedea față în față. Face to face. Față în față. With Christ my savior. Cu Hristos mântuitorul meu. Față în față. What will it be? Cum va fi atunci? Face to face. Față în față. In all his glory. În slava lui. Jesus Christ. Domnul Iisus. Who died for acela me. Care a murit pentru I'm mine. I'm looking at him. Eu îl privesc pe el. You're going to look at him. Și dumneavoastră îl veți vedea. Face to face. Față în față. No darkening veil between. Nici o perdea întunecată între noi și el. Do you understand? Ați înțeles? What did your next beatitude care va fi următoarea fericire, experiență? Blessed. Ferice de cei. Are the pure in heart. Ferice de cei cu inima curată. They căci ei shall vor vedea. See vor vedea God. Pe Dumnezeu. Where are you at? Unde vom fi atunci? Most holy place. În Sfânta Sfintelor. What time frame? În ce timp? 1844. 1844. My God. Dumnezeul meu. When the day of atonement shall end. Când marea zi ispășirii se va încheia. Next event. Următorul eveniment. Is to see Jesus. Este să-l vedem pe Iisus. Face to face. Față în față. We noi, have this hope. Noi avem această speranță. That burns within our hearts. Care arde în inima noastră. Hope
in the coming of the Lord. Speranță în venirea Domnului Isus. We believe. Noi credem. The time is near. Că timpul este aproape. When the nations. Când națiunile. Are near. De pretutindeni. Shall awake. Se vor trezi. Shout and sing. Vor striga cu strigă. Hallelujah. Vor spune aleluia. Christ is king. Iisus a venit. Why? De ce? Because you have a pure heart. Pentru că avem o inimă curată. No sin. Niciun păcat. No darkening veil. Nici o perdea întunecată. Și îl vom vedea pe Domnul Iisus față în față. Aș vrea ca pianul să cânte acest cântec la încheiere. În timp ce pianul va cânta o melodie sacră, în timp ce noi vom medita la chemarea lui Iisus, îl vom vedea pe Iisus. Îl vom vedea pe Domnul Iisus față în față. Aș vrea ca să fac acest apel dumneavoastră când suntem aici. Frații mei, este cineva care trebuie să-și predea viața lui Iisus pe deplin. A stat în tabăra aceasta. Dar nu a știut că Dumnezeu vrea să te salveze și pe tine. Dumnezeu vrea ca să-ți dea o inimă nouă. Dumnezeu în cele din urmă îți va îndepărta păcatele tale. Dumnezeu îți va da un trup glorios, nemuritor. Și atunci vei fi cu El întotdeauna. Și îl vei vedea pe El. Îl vei vedea pe El față în față. Este cineva aici, oare? Este cineva care vrea să spună, Doamne, aș vrea să-mi predau viața mea. Doamne, aș vrea ca Domnul Iisus să fie Domnul meu. Doamne, vreau ca Domnul Iisus cu adevărat. Vreau cu adevărat să fiu un Iisus. Doamne, vreau să-L te văd. Acum, în timp ce ei vor cânta, și apoi ne vom ruga. Aș vrea să meditați la ce vom auzi. Cu Iisus ach față ne față, fericit mă voi simți. Veșnicie pe cele ce m-a mântuit. Am să le văd a față-n față, să mă saturi de privit. Sus cu Domnul pe veci. Să le văd a față-n
Iisus, ach, față-ne față, ce-am să-i spune când noi vedea? Am să strig cu voce tare, mare e iubirea ta. Am să le văd a față-ne față, de privit sus cu Domnul pe veciu. Am să-L văd necontinuit. Față în față. This day is coming. Ziua aceea va veni. Hebrews 9:28 says. Evrei 9:28 Biblia ne spune. So Christ, who once offered to bear the sins of many. Domnul Iisus Hristos, care a suferit să poarte păcatele oamenilor. Unto them that look for him. Pentru aceia care îl caută pe el. He appeared a second time. El va veni a doua oară. Without sin unto salvation. Dar nu în vederea păcatului, ci în vederea mântuirii. We'll be caught up to meet the Lord in that cloud. Domnul Iisus Hristos, vom face noi parte dintre aceia care vom întâmpina pe Domnul în văzduh. Ellen White saw that cloud in vision. Ellen White a văzut norul acela în viziune. And it said, the wheels cried, holy. Și spune că norul acela striga slavă, the wings sfânt. Cried, holy. Aripile spuneau sfânt. And the saints cried, glory. Și sfinții lui Dumnezeu strigau glorie. Hallelujah. Aleluia. Because they could be in that cloud. Pentru că puteau fi în acel nor. And see their Savior. Și să vadă Mântuitorul lor. Face to face. Față în față. With that thought in mind. Cu gândul acesta în minte. Those who anyone who decided cineva dintre aceia care au dorit să-și predea viața Domnului Iisus pe deplin. Please see me after the service. Vă rog să veniți aici în față după serviciu. So I can have a personal prayer with you. Ca să am o rugăciune personală cu dumneavoastră. To seal your commitment. Ca noi să sigilăm acest. And this time we're going to pray for dismissal and for the food. Vrem să ne rugăm pentru mesaj și pentru hrana care este deja pregătită. Let us pray. Ne rugăm Domnului. Father in heaven. Tatăl nostru care ești în ceruri, we bow before thee. Îngenunchem înaintea ta. Thank you for the wonderful truths of your word. Să-ți mulțumim, Doamne, pentru adevărurile minunate din cuvântul truths tău. That bring joy. Adevăruri care aduc bucurie. And great anticipation. Bucurie care ne învață. To see you face to face. Și ne arată că te vom vedea față în față, Doamne. With no more remembrance of our sins. Doamne, fără să ne mai aducem aminte de păcatele noastre. Lord, you said the sin of Judah will be sought for. Doamne, tu ai spus că păcatul lui Iuda va fi îndepărtat. Or the iniquity of Judah shall be sought for and not be found. Doamne, spui, ai spus că această nelegiuire a lui Iuda nu va mai fi găsită. Because our sins will be blotted out. Pentru că păcatele noastre vor fi șterse. Lord, please. Doamne, te rog. Help us to truly experience that day. Ajută-ne, Doamne, să avem experiența acelei zile. Help us to be found faith. Ajută-ne, Doamne, să fim găsiți în credință. Teach us how to have victory over sin. Învață-ne, Doamne, cum să avem victoria asupra păcatului. That we might see you face to face. Ca să te putem vedea pe tine față în față. For you said, blessed are the pure in heart. Căci tu ai spus, ferice de cei cu inima curată. For they shall see God. Căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Help us to purify our souls and obey the truth. Ajută-ne să ne curățăm inima prin adevărul tău. And finally, Lord. Și în final. Save us. Salvează-ne, Doamne. But we cannot save ourselves. Căci noi nu putem să ne mântuim singuri. We ask. Te-am cerut toate acestea. This in Jesus' name. În numele lui Isus. But Lord, we also pray. Dar ne rugăm, Doamne, totodată. That you will bless the food. Să binecuvintezi mâncarea. That we're going to receive. Ca să o primim. And that may we think on these spiritual things. Și să ne gândim la aceste lucruri spirituale. While we eat for physical nourishment. În timp ce mâncăm această hrană fizică. Bless the food. Binecuvântează hrana. In Jesus' name. În numele lui Isus. Amen. Amin.